Mi chan chan chan. Găsit tuturor! Sunt Ana Maria Păcuraru și să știți că vă vine să credeți sau nu, începe marea curățenie în politică. Dacă se ascunde sau nu sub preș gunoiul politicii, vă spun imediat. Până atunci, știri! Robotul spațial rusesc Fedor a fost retras de pe Twitter după ce i-a părât pe cosmonauți că au băut alcool pe stația spațială. Nu toată lumea din familia Trump se gândește la ziua alegerilor. Tiffany Trump se concentrează pe sărbătorirea zilei sale de naștere la Miami. România este singura țară din Uniunea Europeană în care investițiile continuă să crească. Rusia a pus-o pe lista de urmăriți pe lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tsikhanovskaya. Mandatul primarului ales al comunei Șotrile, Bogdan Davidescu, a fost invalidat marți de judecătoria Câmpina. În noiembrie 2019, edilul a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru pornografie infantilă. Oricum e de bine. Odată ce s-a făcut dreptate morală și pe de altă parte, e mare mizerie în comuna aia dacă a ajuns un astfel de primar să fie votat. Poate până când se va instala noul edil, se face și curățenie în primărie. Dacă la început vă spuneam de curățenie, să detaliem. PSD scapă de nume controversate din vechea garnitură de parlamentari, cei mai cunoscuți fiind Florin Iordache, Eugen Nicolicea și Carmen Dan. Politicieni cu greutate lăsați pe din afară întâlnim și la PNL, acolo unde Mihai Voicu nu mai este pe nicio listă. Partidul Social-Democrat din era Marcel Ciolacu vrea să-și refacă imaginea și să scape de parlamentarii care au contribuit la controversatele legi ale justiției și la mutilarea codurilor penale. Deputatul, altă întrebare. Altă întrebare mai aveți? Altă întrebare. A primit un răspuns dureros din partea noului șef de partid. Nu mai primește un loc eligibil în Olt, acolo unde a fost ales pentru 5 mandate deputat. Și nu e singurul baron de Olt care pierde. Nici fratele lui Paul Stănescu nu se mai află pe listele pentru Camera Deputaților după 2 mandate. Și cariera lui Eugen Nicolicea va avea de suferit. După 7 mandate, viețile i s-au terminat, așa că Ciolacu îl retrage pe linie moartă. E agitație mare și în Telorman armata de bocitoare ale lui Liviu Dragnea mai pierde un nume din Parlament. Carmen Dan, soldat destoinic, rămâne fără loc eligibil după scandalurile în care a implicat partidul. Așa că dacă vreți vreun loc de secretară de școală prin provincie, aplicați acum până nu vă ia fața vreun fost ministru obedient. Atât despre PSD. Continuăm mâine cu lista din dreapta care ar putea sta pe tușă următorii 4 ani. Câteva postări de pe Facebook prezintă imagini cu tabele de pe un site web legat de Banca Mondială, alături de afirmația că aceasta demonstrează că unele țări achiziționau truse de testare COVID-19 în anul 2018. Afirmația este una falsă. Tabelele enumără, de fapt, importurile și exporturile de dispozitive medicale care au existat în anul 2018 și care au fost clasificate drept produse COVID-19 în aprilie 2020 din cauza utilizărilor împotriva pandemiei, potrivit Băncii Mondiale. Dacă azi am enumerat pe cei care ies din cărți, vă spunem că noi rămânem. Socialytics împachetează în fiecare zi adevărul într-o formă digerabilă, căci politica poate produce grețuri. Stați cu noi pe canalul nostru, subscribe pe YouTube la realitatea.net și nu ne strică niciun like sau share. Până vă abonați, ne vedem pe Plus, la Realitatea Plus.